coaching-ul este pentru ca voi să faceți abordarea rezultat foarte repede, indiferent în ce nișă, dar foarte repede. Proiectele investiționale sau business system, noi o să discutăm despre treaba asta și cei care au deja business foarte repede o să prindă și o să implementeze ce este necesar. Dar în principiu ne întoarcem la treaba asta de liber profesionist sau de cel care face lucrurile ușor. Adică noi pornim de la premisa, fiecare din voi vrea o transformare și transformarea asta trebuie să fie mare parte materială. Dânșă, dar și cu dânșă și v-ați legat de capul, înțelegeți ideea? Dar eu am o curiozitate, da, de ce? S-o spun mai încolo. De ce? Să vadă dacă nu a murit nimeni. Dacă nu s-o pătat nici o fată. Dar voi le veniți în Moldova? Scopul nostru, că tot ce faceți voi, să fie un fel de focul... V-ați luat căldărușa cu focuri de artificii și în fel... Nito, până când... iese ceva frumos. Bani mulți înseamnă mult ajutor social. Punct la propoziție. Unii din voi, nișa pe care o să înceapă în coaching, nu o să aibă nimic de-a face cu ce și o să faceți după coaching. Dar e important ca în astea 8 săptămâni voi toate procesele să le treceți cap-coadă. A număra cifrele înseamnă a contribui deodată la creșterea lor. Eu scriam pe Instagram, eu nu știu cum se întâmplă, dar imediat cum încep să număr cifrele într-o companie, ele cresc.